Dimineața, sunt Tatiana Andrieș și în timp ce lucram prima parte a mileului în stilul croșetului irlandez, mi-a venit o idee. Cu o astfel de floare din croșetul irlandez putem realiza mărturii pentru botez, chiar și pentru nuntă, în acest mod. Eu am aici să vă prezint aceasta pe care am lucrat-o pe culoarea roșie. Poate fi lucrată și pe culoarea roz, care este pentru fetiță, și cea de-a doua, nu am lipit-o, care merge foarte bine pentru un băiețel. De aceea am decis să fac astăzi acest tutorial pentru dumneavoastră, pentru părerea mea iese un pic din tiparul obișnuitelor mărturii în care de obicei se lucrează hăinuțe miniatură, rochițe, pălăriuțe. Și aceste flori îmi par foarte frumoase, sunt ușor de executat, veți vedea, și cred că sunt și de efect. Pentru a executa, eu voi folosi ca de obicei firul de macrame numărul 5, voi face o culoare, o nuanță de albastru mai închis. Vom avea nevoie, bineînțeles, de săculețul în care punem bombonelele, panglică, panglicuță de culoare albă și de culoare albastră cu lățime de 1 cm. Apoi vom avea nevoie de una cu coață, una cu puțină ață, vom avea nevoie de lipiciul lichid, dacă doriți, apoi veți vedea la urmă. Vom avea nevoie de o mărgeluță pe care să o punem în mijlocul florii. După cum vedeți, eu am aici un set întreg. L-am găsit pe Amazon. Am fost foarte fericită când am reușit să le cumpăr. Voi alege de aici o culoare care îmi place pentru proiectul nostru. Apoi vom avea nevoie de foarfece, ca în toate lucrările noastre. Vom avea nevoie de brichetă pentru a fixa panglicuța. Iar, nu în ultimul rând, vom avea nevoie de croșet. Voi folosi croșetul 1.75. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrez. Veți vedea că este foarte ușor de lucrat. Voi face primul ochi de început. Și voi continua. Lucrând un număr de 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea. Acum voi intra în corespondența primului ochi de lanț și voi închide cu piciorul alunecat. Voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt și vom continua în interiorul acestui cerc lucrând un număr de 11 piciorușe scurte. Deci la sfârșit vom avea un număr de 12, luând în considerare și primul ochi de lanț care l-am realizat la început. În același timp prind și capătul de fir care mi-a rămas pentru a-i da siguranță. Deci
Nu uitați, un total de 12 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultimul picioruș scurt pe care îl voi închide în primul ochi de lanț pe care l-am realizat la începutul acestui rând. Foarte greu îl prind cu croșetul. Vom închide cu picioruș alunecat. În acest moment voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt, după care voi continua cu alte 3 ochiuri de lanț. După ce am realizat aceste 3 ochiuri de lanț, voi sări unul dintre piciorușe, deci cel de-al doilea îl voi sări, voi intra în cel de-al treilea picioruș. Voi face un picioruș scurt. Și din nou voi continua 3 ochiuri de lanț. Voi sări din nou un ochi de bază, voi intra în următorul, voi face din nou picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, sărim un ochi de bază, intrăm în următorul, vom face din nou un picioruș scurt, vom continua. În felul acesta vom crea baza primului rând de petale. Veți vedea că se lucrează foarte ușor, nu este deloc greu. În câteva minute, în jumătate de oră, ați realizat această floare. În jumătate de oră, spun cu tot, cu mărgeluța, cu pânglicuțele, am două, patru, cel de-al cincilea. Așa, iar acum voi face ultimele 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, pe care le voi închide în primul picioruș de la începutul acestui rând. Și voi închide cu piciorușul alunecat, așa cum ați văzut. Acum voi face un ochi de lanț, după care voi intra în interiorul primului arc format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu. Pentru jumătate de picioruș dublu, repet din nou pentru doamnele începătoare. Deci am luat firul odată pe croșet. Am intrat în arcul de 3 ochiuri de lanț. Acum avem 3 fire pe croșet, le închidem pe toate 3 împreună. Aceasta este o jumătate de picioruș dublu. Apoi voi continua lucrând 3 piciorușe duble. Am luat firul odată pe croșet și voi lucra picioruș dublu normal. 1, 2, cel de-al treilea. Acum voi face din nou o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. După care voi intra în corespondența următorului arc format din cele 3 ochiuri de lanț și vom lucra în același mod. Mai repet o dată pentru dumneavoastră, deci un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, 3 piciorușe duble. 3. O altă jumătate de picioruș dublu.
un picioruș scurt și am încheiat și aceasta a doua petală. Vedeți că apar aici aceste petale foarte micuțe. Vom intra în următorul arc și vom lucra în același mod. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Am lucrat și ultima petală. Aceasta este ceea ce am obținut în acest prim rând de petale. Acum voi închide cu piciorul alunecat în primul ochi de lanț pe care l-am realizat la începutul acestui rând. După care voi intra în spatele lucrului, întoarcem lucru și vom intra în corespondența primului picioruș care separă petalele. Vedeți? Aici voi intra. Voi trage firul în afară, care acum nu vrea să iasă. Am reușit. Voi face un picioruș scurt, după care voi lucra 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Mă voi îndrepta în următorul spațiu care separă următoarele două petale și voi repeta din nou. Voi trage firul, voi face un picioruș scurt, continui cu 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, intru în următorul spațiu dintre următoarele două petale, un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Voi intra în spațiul dintre următoarele două petale, voi face un picioruș scurt, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, respir foarte greu, este un aer foarte, foarte greu, este foarte cald. Am intrat în corespondența următorului picioruș care separă două petale, un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Voi intra în spațiul care separă următoarele două petale, voi face din nou un picioruș scurt, și acum voi face ultimele 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Aceste 4 ochiuri de lanț le voi închide în corespondența primului ochi de la începutul rândului. Și voi face un picioruș scurt aici. După care voi intra în corespondența arcului format din cele 4 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, cinci piciorușe duble, 4, cel de-al cincilea, o jumătate de picioruș dublu. Eu sper că nu mă deplasez și reușiți să vedeți. Și un picioruș scurt după această jumătate de picioruș dublu. Acum vom intra în următorul arc format din cele 4
ochiuri de lanț. Repet încă o dată. Vom face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, 5 piciorușe duble, 3, 4, cel de-al cincilea picioruș dublu, o jumătate de picioruș dublu. Și un picioruș scurt. Astfel am încheiat și cea de-a doua petală. Deci, vedeți, începe să se formeze trandafirul. În felul acesta vom continua în următoarele arcuri formate din cele patru ochiuri de lanț. Vom lucra singure, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul celui de-al doilea rând de petale. Acum voi închide acest rând în primul picioruș scurt de la începutul acestui rând. Acum voi închide cu fir alunecat. Așa. După care voi face un ochi de lanț și din nou voi întoarce lucrul. Voi întoarce în modul în care să puteți vedea și voi intra din nou în spațiul care separă primele două petale din acest al doilea rând. Voi trage firul, voi face un picioruș scurt, voi face un număr de 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voi intra în corespondența piciorușului care separă următoarele două petale al celui de-al doilea rând, să nu uitați. Voi trage firul, voi face un picioruș scurt, urmat de alte 7 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând și vom crea baza pentru cel de-al treilea rând de petale. După cum vedeți, nu este greu, doar că mie îmi tremură mâinile că sunt extrem de obosită și am făcut un picioruș scurt și voi continua cu cele 7 petale, 7 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7. Voi intra în corespondența următorului picioruș care separă următoarele două petale din rândul anterior și voi face din nou un picioruș scurt urmat de 7 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi intra în următorul spațiu. Vreau să lucrez aproape pas cu pas pentru ca dumneavoastră să puteți vedea bine și să vedeți cât de ușor este de realizat aceste minunății. Pentru că croșetul irlandez este o minune. 1, 2, 3,
intra în corespondența următorului picioruș care separă două petale. Voi face un picioruș scurt, iar acum voi face ultimele 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Iar acum voi închide acest rând de ochiuri de lanț în corespondența piciorușului scurt, ochiului de lanț, scuzați, care l-am făcut la începutul acestui rând, și voi închide cu fir alunecat. Acum voi intra în corespondența primului arc format din cele 7 petale și voi lucra un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un număr de 7 piciorușe duble, cum voi face o jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt pentru a finaliza această primă petală din cel de-al treilea rând, după care mă voi deplasa în următorul arc format din cele 7 ochiuri de lanț. Am uitat să precizez în tutorialele pe care le fac. Toate tutorialele le puteți vedea și la televizor. Acolo, bineînțeles, veți reuși să vedeți mult mai mare. 1, 2, 3, 5, 6, cel de-al 7-lea picioruș dublu, urmat de o jumătate de picioruș scurt, de un picioruș scurt apoi, și am terminat și cea de-a doua petală, după care ne vom îndrepta către următorul arc format din cele 7 ochiuri de lanț și vom lucra în același mod cum v-am explicat până acum. Astfel vom realiza cel de-al treilea rând de petale al trandafirului. Vedeți ce frumos se vede? Acum noi vom continua singure. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, este cel de-al treilea. Voi închide în primul picioruș scurt, deci în ochiul de lanț normal pe care l-am făcut la începutul acestui rând, vom închide cu picioruș alunecat. Acum voi face un ochi de lanț care va ține postul unui picioruș scurt, după care din nou vom întoarce lucru și voi intra în corespondența piciorușului care separă primele două petale din acest al treilea rând și voi face
un picioruș scurt. După care voi face 9 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cu aceste 9 ochiuri de lanț voi intra în corespondența piciorușului care separă următoarele două petale din acest al treilea rând pe care deja l-am efectuat. Astfel vom forma baza celui de-al patrulea și ultimul rând de petale. Deci am făcut picioruș scurt, 9 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Voi intra în următorul spațiu. Voi trage firul, voi face un picioruș scurt, urmat de alte 9 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și voi intra în următorul spațiu dintre următoarele două petale, repetând mereu același procedeu. Tragem firul, facem un picioruș scurt și continuăm cu 9 ochiuri de lanț. 1, 5, 6, 7, 9. Așa, la prima vedere, tutorialul vi se va părea lung, însă este lung pentru că eu trebuie să vă explic și, bineînțeles, timpul trece. În momentul în care ați lucrat primul trandafir, 6, 9. Cum vă spuneam, în momentul în care ați lucrat primul trandafir, vă veți da seama cât de ușor este și cât de repede se poate realiza. Acum voi intra următorul spațiu, un picioruș scurt, 9 ochiuri de lanț și acestea vor, da, 9 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Voi intra în corespondența. Nu, am ajuns la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușele scurte. Așa. Vom închide în primul ochi de lanț care l-am făcut la începutul acestui rând pentru a ține locul unui picioruș scurt, dacă vă amintiți. Voi închide cu fir alunecat și voi intra în primul ochi de lanț format în primul arc format din cele 9 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt. Scuzați, uneori mă exprim greșit, însă înțelegeți oboseala, o jumătate de picioruș dublu, după care voi face un număr de 9 piciorușe duble. De această dată vor fi 9. Și avem 1,
piciorușe duble, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt și am încheiat prima petală. Acum voi intra în cel de-al doilea arc format din cele 9 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu. Repet pentru a doua oară, astfel dumneavoastră veți înțelege. Apoi voi face 9 piciorușe duble. 9, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt și am încheiat și cea de-a doua petală, după care vom continua în următorul, exact ca și până acum. Și uitați-vă că formăm cel de-al patrulea și ultimul rând de petale. Noi vom continua singuri acum și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui ultim rând și voi închide în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui rând, ochiul de lanț de care eu vă spuneam că ține locul unui picioruș scurt. Nu vrea să-mi iasă. Așa. Voi închide cu fir alunecat. Voi scurta firul. Voi închide lucrarea. După care voi ascunde aici în spate capătul firului care mi-a rămas. Mai multă stabilitate acestui capăt de fir. Voi intra aici undeva și voi închide din nou. Așa. Acum voi scurta capătul de fir. Și uitați-vă cât de frumos arată și pe spate trandafirul nostru. După cum vedeți, chiar dacă am lucrat 4 rânduri, nu iese în multă în evidență. Nu este înalt, nu este... este foarte fin și foarte delicat. Acum, îl voi pune un pic deoparte și vom continua cu... pânglicuța. Așa cum ați văzut de multe ori, v-am arătat modul în care putem să facem pânglicuța perfectă fără să ne chinuim prea mult. Vă arăt din nou. Deci voi pune în felul acesta panglica. Nu am o măsură anume. Uitați-vă, voi pune în felul acesta și voi pune floarea să văd,
să-mi iasă un pic de o parte și de cealaltă. Voi scurta. Vă rog să-mi scuzați tremurul mâinilor, însă sunt extrem de obosită. Este o căldură infernală aici. Ziua, te topești, noaptea nu reușești să te odihnești. Mă odihnesc foarte puțin și sunt extrem de obosită. Acum voi lua aculcuață și voi intra din spate. Voi face un mic punct de cusătură, atât cât să fixez pânglicuța. Voi ieși din nou cu acul deasupra. Acul meu nu este prea ascuțit, însă l-am ales așa pentru că am nevoie să pun mărgeluța. Acum voi pune aceste două capete de pânglicuță, le voi pune în mod egal și voi tăia oblic. Felul acesta. Voi scurta. După care, cu bricheta, voi fixa un pic țesutul, să nu se desfacă. Acum voi face cea de-a doua pânglicuță, cea de culoare albă, pentru a completa mărturia. Eu cred că veți avea un succes dacă veți încerca să lucrați această mărturie, pentru că este ceva deosebit, este ceva care nu se lucrează în fiecare zi. Așa, să vedem dacă este bine. Așa. Voi scurta și aici. Felul acesta. Totul de o parte. După care voi intra din nou cu acul și în această a doua fondiță pe care am creat-o, voi pune acul așa să pot intra. Vă spuneam, nu este prea ascuțit, dar este micuț și îmi va intra mărgeluța cum trebuie. După care fixez și această pânglicuță împreună cu cealaltă. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să le lipiți fără să mai coaseți. Însă eu prefer să le cos. Voi ieși din nou în afară cu acul. Voi pune și această pânglicuță, capetele în mod egal și le voi scurta în modul în care să fie cu o jumătate de centimetru, să spunem, mai scurtă decât cealaltă. Se vadă un pic și cea de dedesubt. Așa, felul acesta. Voi fixa și capătul acestei pânglicuțe să nu se desfacă.
Iar acum vom face următorul lucru. Întâi îmi voi pregăti mărgeluța pe care doresc să o aplic. Ceva care să facă diferență. Voi pune o mărgeluță albă. Voi lua floarea, voi intra prin interiorul, prin mijlocul acestei flori. Voi pune o mărgeluță albă. După cum vedeți, mărgeluțele mele nu sunt rotunde, sunt șlefuite în modul în care pare un mic diamant. Voi intra din nou în mijlocul florii, fără frică, doar trebuie să vă alegeți mărimea corectă de mărgeluță. Puteți pune și mărgeluțe rotunde, nu este obligatoriu să puneți exact ca și ale mele. Așa, am intrat în plicuță, iar acum voi fixa în felul acesta, trage firul. Și vom închide lucrarea. Voi face aici câteva noduri, două noduri. Cel de-al doilea, pe care l-am făcut dublu. În felul acesta am încheiat această floare, care, așa cum vă spuneam, poate fi o mărturie de botez deosebită, o mărturie de botez care să încânte privirea. După cum vedeți, avem săculețul cu lipiciul lichid sau cu acul. Puteți lipi de săculeț. Săculețul se strânge, apoi, după ce puneți în interior bombonelele, așa cum am pus la floarea roșie, și uitați-vă ce frumusețe a ieșit. Eu sper foarte mult să vă placă ceea ce am realizat. Vreau să vă mulțumesc tuturor doamnelor care ați apreciat video pe care l-am prezentat duminică. Așa cum vă spuneam săptămâna trecută, vă spun și acum, tutorialele din decursul unei săptămâni eu le voi pune pe YouTube sâmbăta și duminica, când știu că dumneavoastră sunteți mai libere și le puteți urmări. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc weekend plăcut, zile frumoase, multă sănătate și spor în tot ceea ce faceți. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. La revedere!